Zoologiști ai zilelor senine, din țara care o mângâie Carpații. Chemați suntem de codri și izvoare, să apărăm destinul acestei nații. Veronica Elena Stanca este noua președintă a Organizației Naționale de Femei a Partidului Ecologist Român. Totodată este președintele Organizației Județene Sălaj a Partidului Ecologist Român. Cunoscută ca fiind un om de afaceri extrem de ambițios, o persoană cu abilități manageriale și competențe deosebite, doamna Elena Stanca a decis că este momentul să se implice și în viața politică. Vă prezentăm în exclusivitate un interviu realizat cu doamna Elena Stanca în calitate de președinte a Organizației Naționale de Femei a Partidului Ecologist Român. Cu ce sentimente v-ați implicat în viața politică și de ce Partidul Ecologist Român? Vreau să vă mulțumesc pentru invitația și oportunitatea de a spune, a răspunde la această întrebare. Să vă spun că implicarea mea în politică s-a făcut abia azi, adică în anul 2020. Deși am fost membra unor fundații aflate în spatele unor formațiuni politice, n-am avut niciodată dorința de a fi implicată direct într-o formațiune politică. De ce Partidul Ecologist? Aș răspunde de ce ecologiști? Pentru că avem nevoie cu toții să fim, și suntem cu toții ecologiști și avem nevoie și are nevoie planeta de implicarea noastră în tot ce înseamnă salvarea ei. Partidul Ecologist Român este singurul partid care pune cu prioritate viața și tot ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit, care noi considerăm că sunt niște lucruri normale, nu le acordăm nicio importanță, deși ar trebui să fie foarte importante pentru noi. Sunteți prima femeie din județul Sălaj, președinte al unei organizații naționale de femei și în același timp președinte al unei organizații județene. Acest lucru se întâmplă într-o perioadă foarte complicată din punct de vedere politic. Avem în viitorul apropiat alegerile locale, iar cu toții știm că organizațiile locale sunt de fapt baza unui partid politic. Cu ce așteptări veniți? Ce așteptări aveți dumneavoastră de la echipa Partidului Ecologist Român, știu eu, după data de 27 septembrie? Am acceptat această provocare de a conduce organizația Partidului Ecologist Român la nivel de Sălaj și organizația de femei la nivel național de foarte curând. Fiind un partid atât de tânăr la nivel de Sălaj și la nivel național, deși este un partid de 30 de ani, el n-a fost cunoscut sau valorile acestui partid n-au avut rezonanță în viața noastră. Ținând cont de momentele prin care am trecut și trece întreaga planetă în ultimele luni, cred că Partidul Ecologist Român, pentru prima dată, vocea lui va fi auzită. Am reușit într-un timp record să adun în jurul meu niște oameni foarte valoroși, niște oameni foarte curați, care doar e suficient să privești în ochii lor și vezi adânc în sufletul lor bunătatea, curajul, dăruirea și dorința de a veni în sprijinul celorlalți. Sunt oameni care au dovedit în viața de zi cu zi, cei care sunt la o vârstă mai matură, sunt oameni care au dovedit, iar cei care sunt tineri sunt oameni care și-au exprimat dorința de a face totul pentru ceilalți. Nu neapărat pentru ei, ci cât pentru ceilalți. De altfel se și spune că un om ar trebui să acceadă într-o funcție publică atunci când este pregătit să slujească pe alții. Am reușit să formăm o echipă tânără, nu foarte bine pregătită pentru ceea ce urmează. Din punct de vedere administrativ, dorință, probabil. Din punct de vedere administrativ, da. Am reușit să depunem liste pentru candidaturi în peste 50%, să ne adresăm peste 50% din electoratul județului, într-un timp foarte, foarte scurt. Și
Dorința noastră este de a ne permite, de a ruga pe cetățeni să ne permită să fim o voce în administrația locală, ca apoi să putem fi și la nivel național. Sunteți președinte al unui partid politic, manager și, nu în ultimul rând, mamă. Cum se combină în viața de zi cu zi toate aceste activități ale dumneavoastră? Aș face o spirit de glumă aici și vă spune că sunt capricorn. Și se spune că un capricorn muncește, iar apoi când vrea să odihnească, mai muncește puțin. Cred că asta este felul meu de a fi. Îmi place munca și mereu mi-au plăcut provocările. Și cred că reușesc să le îmbin cu bine pe toate. Ce credeți? Femeile vin cu o abordare diferită, cu un alt comportament în politică? Femeile pot demonstra că se poate face politică altfel. Important este să li se acorde șansa. Dacă ne uităm pe plan european doar, să spunem, la ce au însemnat vocile unor femei în politică, cred că este suficient. Și aș vrea să vă spun o opinie personală legat de ce poate să facă o femeie în politică sau, mai bine spus, felul în care o femeie face politică. Este un exemplu pe care vreau să vi-l dau dintr-o comună din Sălaj, unde o femeie, primar, 3 mandate, cu șanse maxime de a face și cel de-al 4-lea mandat, a făcut un pas în spate și l-a lăsat o generație mai tânără, care are altă putere de muncă și a apreciat că poate face mai mult pentru comunitatea dânsei decât dânsa la vârsta la care, un gest absolut de apreciat. Mi-ar plăcea și bărbații să știe să facă un pas înapoi în momentul în care constată că există generații care vin din spate și care pot dărui mai mult societății sau comunității respective. Vă mulțumim foarte mult pentru interviul acordat. Vă dorim să aveți succes în activitatea nouă, practic, pe care o desfășurați, aceea de președinte al Organizației Naționale de Femei a Partidului Ecologist Român. Și nu în ultimul rând, vă dorim succes în alegerile care bat la ușă. Mulțumesc! Știu că mi-am asumat o responsabilitate destul de mare și că va presupune multă muncă, mult efort, dar cred că este momentul în care Partidul Ecologist să fie auzit mult la adevărata lui valoare. Ecologiști ai zilelor senine, din țara care o mângâie Carpații, chemați suntem de codri și izvoare să apărăm destinul acestei nații.